Bună seara! După o scurtă pauză de evadare, așa cum sunt obișnuit să folosesc acest clișeu până la descărnarea totală, evadare în tranșee, m-am întors în direct în studio în această seară, doamnelor și domnilor, camarazi și prieteni, și m-am întors în studio pentru că invitatul meu, ca întotdeauna, ca în bună parte din ultimile 7-8 luni de zile, în ziua de marți, la radiografii fără anestezie, zi, Dorel Guriciu, camaradul meu de front, așa cum îmi place să spun la fel, aproape ca un clișeu ce intră ușor în mitul cotidian. Așa sunt eu, un tip orgolios, când n-am ce face, mă ridic statui și după aceea țintesc ca un lunetist direct în mijlocul frunții statuilor mele. Bună seara, Dorel! Bună seara, deja sunt țintuit. Bună seara, tuturor celor care fac timp să stea la o poveste, o poveste despre județul Suceava, pe care încercăm să o descălcim. Parcă au nebunit și cățelul și câinii și șoricei și șobolanii, dar cel mai mult parcă au luat o razna cei care vor să ne conducă, în general care vor un fotoliu în Panteonul Neamului, de pe Dâmbovița sau de pe Apa Sucevei sau de oriunde în județul Suceava, că peste tot parcă trece cu un răușor. Și pe la Siret, și pe la Cacaina, și pe la Putna, și pe Bistrița, și pe Dornilor și așa mai departe. Oamenii sunt un fel de eroi. Simt în ei că se dezvoltă frumos voievodul, cuceritorul, omul, vizionarul, apocalipticul, conducător de oști și, așa cum spun aici, am gândit eu un titlu, ca și la Rădăuț, o campanie electorală nebună. Dorele, un singur tur de scrutin, dar starturi furate, nenumărate starturi furate, golănii în culise de toate felurile și mii și mii de dorințe și la fel de multe trădări. Că la Rădăuț avem, astăzi l-am văzut ca un personaj principal, un candidat de un ridicol aproape macabru, care chipurile pe meritul domniei sale, o să-ți povestesc că am fost la conferința de presă, când l-am întrebat dacă și-a dat demisia și din funcția de, pe care deține la spital, mi-a zis că nu, pe aceea a câștigat-o pe merit prin concurs. Știi? Dar cred că faceți referire la Constantin Boleacu. Constantin Boleacu, omul care va revoluționa administrația, în Rădăuț, evident, și care, potrivit lui Alexandru Băișanu, teologul, viitorul teolog al județului Suceava, va câștiga zdrobitor acolo. Ce teolog? Viitor teolog. Nu, mai bine monah într-o scorbură, în munți, undeva, poate. Nu cred că îi place. Nu-i place? Nu, mai degrabă, confort... acolo monah ești numai tu cu tine, el nu-i învățat așa. Confort creangă de copac, cu urși și păsări, cirip, toată ziua, toată iarna, de ce faci? Ăia nu sunt învățați cu... Nu sunt învățați? Nu sunt învățați. Cu epistemologia sistemului, nu? Aia, nu știu. Nu știu cum funcționează sistemul, cum trebuie. Clachează, vizionarul Băieșanu a început așa de abrupt, încât după mega eșecul din debut, văd că o duce din eșec în eșec, în fine. Și la alegerea candidaților, că la Rădăuț, dar nu că e pierdantă, e tristă, e stran, e nicăieri. Să faci tu tandem cu Boleacu, un nec ca nimeni, implicat în tot felul de scandaluri, împreună, familia Boleacu, nu neapărat el, familia Boleacu, pentru că ei, și să faci tu tandem cu tovarășul acela de fost la învățământ, pe care nu-l votează niciun fund, zicea un, cum îi spune, Petru Carcalete, care tot respectul pentru domnia sa, dar Petru Carcalete va fi votat probabil de un gând răzlez de-a lui și atâta tot. La Rădăuț. Poate în altă parte o să-l voteze mai multă lume. E greu de spus ce se va întâmpla, pentru că părerea mea personală este că cei mai importanți actori rămân în continuare PSD-ul și PNL-ul, sau mă rog, PNL-ul și PSD-ul la aceste alegeri locale. Cu totul întâmplător, cred eu că pe aici, pe acolo, s-ar putea să aibă ceva. În niciun caz nu văd la Consiliul Județean vreun rezultat care să fie pozitiv, sau nu știu, în marile municipii sau în municipiile din Suceava sau în orașe. Poate răzdeți pe aici, pe acolo, câte o comună amețită de știu eu de ce anume ar putea să scoată poate ceva, un consilier sau doi, vorbind aici de partidulețele astea care încearcă de ALDE, Mișcare Populară și, mă rog, UNEPR și așa mai departe. Cert este însă că lupta politică... Dacă vine Băsescu vreo săptămână prin județ pe aici și umblă vreo săptămână cu Popovici de mână și cu alții, poate scot. Dar Popovici ce?
Popovici ce? Nu, că el e președintele oficial. Și ce? Pe Popovici nu este... Oamenii nu votează Popovici. Popovici nu reprezintă pe nimeni. El este doar președintele, aici... pentru că în lupta aceasta electorală, Popovici nu și-a ales niciun fel de țintă. Popovici nu candidează la municipiu, Popovici nu este vârful de lance la județ. L-a lăsat pe Bogdan Codreanu. Spus că umblă, deci nu e nicăieri. Când am spus că umblă, m-a referit la Călăuz, adică să le iei diminuță și să spun și pe aici a fost nici măcar, nici măcar așa nu se poate, nu și... se poate resuscita un PMP care e pe nicăieri. Și mai ales în ultima perioadă care e pe nicăieri, un alt de care este care, mă rog, încerca Băieșanu să-l resusciteze așa și să-l pună pe picioare, să zică, bă, mamă, ce chestie grozavă am să fac, numai că povestea cu centralele de apartament a ajuns de râsul lumii pentru că n-a crezut nimeni în acea... Deja a intrat în folclor, macabru, adică în miștourile cârciumilor sordide. Absolut firesc, pentru că a lansat-o fără să facă o dezbatere pe tema asta. Fără și fără fundament, da, nu s-a gândit la prețuri, la valori, la ce însemna și așa mai departe. A lansat-o pur și simplu așa pompieristic, ce a zis, bă, electoralul o lansez și spunea, vă rog, domnule primar și domnilor consilieri, să puneți acest referendum pe data de 5. Omul învățat. Era învățat la fel cu ce a făcut el cu tombola pe data de cu mașinuța și așa mai departe. Am văzut o chestie interesantă, foarte interesantă. Cineva spunea că vrea să-l cunoască pe cel care a câștigat mașina, că-i face aici. Era două centrale. Dacă îi dă două centrale. Știi, cineva spunea, nu spun cine, cineva care stătea aproape, că îi dă două centrale. Cineva care s-a grăbit să-l laude pe Băișanu pentru decizia luată și după aceea s-a grăbit să-l spurce, pentru că l-am azilit. Adică și l-am văzut pe Băișanu după aia plin de ridicol, nu știu dacă ați văzut materialul, o chestie foarte, foarte foarte, cum să-i spun eu, umilitoare în opinia mea personală. L-am văzut pe Băișanu într-o ședință de Consiliul Local, când se vorbea de termoficare și nu știu ce, se erau decizii acolo, l-am văzut pe Băișanu spunând solicitându-i sau oferindu-i o ofrandă, retragerea sa glorioasă din această competiție, și a spus, nu vreau primar cu tot din adinsul, și dacă nu vreți, domnule Băișanu, lasă-ne în pace. Da, apropo, adică nu vă jertfiți. Asta era ideea. Nu, dar pe principiu, lasă-ne, frate. Un act umanitar, adică totuși trebuie să ai grijă de tine. Nu trebuie să te jertfești. Avea o problemă de sănătate, am înțeles, și mai departe. Adică înțeles, e prea mult. Eu la ultima conferință de presă, cred că mâine, sau apoi mine, și la ultima conferință de presă am citit pe echipul lui resemnare. Mă mai pricep un pic la oameni, că am o leagă de experiență de viață. Și-a pierdut total entuziasmul, prospeții, dacă ar fi avut prospețime, nervozitatea, nu prospețimea. Deci nervozitatea aceea care de multe ori ți-o dă chimia. Da, chimia din așa, da. Chimia din, știi, din energizante, chimia din chimia, vitamine, chimia în general, că totul e chimie, da? Și-a pierdut și acel înveliș, să-i spunem, a devenit flasc, acel înveliș elastic acum a devenit flasc. Adică efectul și-a canalizat, toate energia pe care, de care dispunea în zona asta, așa zis, bă, dau mare lovitură. Și când a făcut fâs, a rămas fără nimic, fără idei, fără luptă, fără niciun țel. Ba mai mult decât atât, nu m-am mers în ședința de Consiliul Local și acolo era oferta. Dacă domnilor, domnule Brădățan, pe dumneavoastră, tot respectul, domnule primar, vreau să vă fac o ofertă de nerefuzat. Eu, deci, cum să spun, eram ai pe jos. Acolo? Nu, am văzut materialul. Eram pe jos și am spus ceva de genul, nu candidez dacă. Hai să fim serioși. Dar pui condiții? Pui condiții. Dar cine adică, nu, dar condiții? Ce condiții? Adică, și dacă candidezi ce? Frate, te umpli de ridicol, că asta este... Asta n-am înțeles. Adică eu am văzut înfrângerea, dar nu decriptează, nu decelează, nu vede deloc sau se încăpățânează să nu vadă ridiculul ăsta imens care lânghite așa ca o mlaștere, ca o bulboană adâncă. Deci e un ridicol cum nu mai există. Știi, mai sunt situații ridicule din care ieși onorabil, chiar, paradoxal. De multe ori ieși onorabil din situații ridicule. Dar el se cufundă așa în mlaștere, asta îl trage la fund...
și în bulboana asta parcă ar fi un om rudimentar. O leacă de instruire tot are el, știi, din punctul ăsta de vedere. O leacă de instruire, o leacă de școală, o leacă de bataie cunoaște. La un moment dat, oamenii politici au impresia că le știu pe toate, că sunt vizionari, că sunt de neînlocuit, că sunt extraordinari, că nu mai sunt alții ca ei și că universul se oprește odată cu la semnul lor, știi? Numai că lucrurile nu funcționează așa. Lucrurile sunt tot timpul într-o continuă mișcare, da. Oamenii vin, pleacă, clasa politică într-o oarecare măsură, mai greu, e foarte adevărat sau chiar foarte greu, să mai împrospătează pe aici pe acolo și cei care nu reușesc să dovedească că le pasă, pentru că și politica asta e legată până la urmă de cetățean. Dacă nu reușești să dovedești că îți pasă măcar în jocul ăsta electoral, chiar dacă după aceea uiți totul, măcar te resetezi. Păi vă aduceți aminte că tot eram la acest să fim și noi malițioși și cruzi acum. Vorbeam de acest nume, nu? Vă aduceți aminte de cheia extraordinară, gura de leu, de cum se cheamă aia în termeni tehnici, instalatorii știu, care venea, care dădea drumul la căldură în blocul groazei, un bloc al groazei care nu avea calorifere și țevi. Adică nu avea unde să meargă căldura. Avea gaura cu țevile la frumos colorate. Da. Deci, și adică, casca era impecabilă, nu nouță, lucea în soare. Înțeles, era ori galbenă, ori roșu, oricum era o cască foarte... Nu am putea să fie decât galbenă sau roșie, pe atunci vorbeam de USR și deci... Deci la modul ăsta vreau să vă spun, a mers, a funcționat povestea asta. S-a gândit că va funcționa, ciorba va reîncălzi și va aduce din nou și bineînțeles că eu... reîncălzesc cam toți candidații. Cel puțin m-am uitat la... A avut speranță, să știți. La candidatul PSD-ului. Candidatul PSD-ului ne-a copiat toate cele 6 luni de zile ale noastre de spate, să știi. Și nu dau drept că nici măcar nu ne mulțumesc. Toate temele noastre scoase public, dezbătute public în urmă cu 6 luni de zile când candidatul era fecioară, fată mare și nu se dădea deloc la primărie, nu se dădea deloc la măritat. Nu vreau, nu-mi trebuie, nu mă interesează. Trebuie, rămân la spital, doctor, jurăminte, hipocrate, cum vrei și așa de departe. Acum le ia și le expune, bineînțeles, la verbul viitor. Așa cum au făcut ei 4 ani de zile, da. PSD-ul. Ne exact. Propunem, vrem să facem. Tot au vrut să facă, au trecut 4 ani. În aceștia 4 ani de zile tot au vrut să facă. Și așa au spus mereu, vrem să facem Transfăgărășan, vrem să facem aia. Chiar vrem să facem... nici măcar nu au spus vrem să facem. Eu cred că asta am vrea să facem, asta ne dorim. Asta că... Nimic din ceea ce au prezentat la vremea respectivă, că discutam azi, n-au făcut. Păi da, sunt proiecte pe care ei le-au propus în 2012 și care n-au ajuns să fie uitate. Nu s-a întâmplat nimic acolo. Ăla cu, nu Hyde Park, cum se cheamă la frate? Safari Park. Safari Park. Ăla n-are o frânghie. E o caricatură de prăgă. Nu, caricatură, de caricatură. Din bezna imbecilități absolute. Deci, în sensul autismului, în sensul pragmatismului locului și a Bucovinei. N-avea nicio treabă cu turismul și n-avea nicio treabă cum se cheamă localitatea aia de lângă Gura Humorului. Păltinoasa și vrea să fac el pe acolo. Aia e o mostră clară de imbecilitate fărmașă. Și toate astea, în schimb, astăzi mai este, trebuie să spunem. Astăzi, toate drumurile au dus către ce? La UPU? Da, la UPU. Astăzi, da, am văzut la UPU, reveneam noi și la UPU, dar ca să încheiem un pic această scurtă introducere cu tovarășul Băieșanu, de care trebuie să legăm eșecul pe principiul 2009-ului. Deci, evident că Băieșanu este un eșec deja declarat, resemnat, legitimat, asta o vedem noi, probabil va intra totuși legal în ritmul jocului ca să prindă un loc de consilier, dar oamenii lui, că vorbim de această caricatură obraznică de la oamenii spital. Președintelui, oamenii știți, președintelui, erau filmate, oamenii președintelui. Păi dacă ne referim... Fotografia, o mai vezi, ca să vezi fotografia aceea din fotografiile pe care ți le-am ales, este una în care este Băieșanu flancat de Boleacu și de Carcalete. Ba mai mult decât atât l-am văzut astăzi la UPU, au fost personalități, oameni care și-au dat
obolul. Au fost acolo pentru că l-a revenit după 40 de zile, a revenit Cătălin Ioan Nichifor, eram un Nostradamus dimineața, eram o Baba Vanga, eram unde asta, un văzător Baba Vanga, sau cum era. Baba Vanga era oarbă. Da, deci ferească Sfântul. Și încercam să spun că astăzi va reveni Cătălin Ioan Nichifor și a revenit, a fost acolo. Uite, ia, oamenii președintelui, Boliacu cu bine, și prost îmbrăcat și cu cravata aia, cum al judecă. Da, maestră, dacă vă uitați, excluzându-l pe cel din dreapta, nu mi se pare că acolo e o scară? Cel din dreapta dumneavoastră? Din dreapta dumneavoastră și a mea. Adică pe nenea, adică la Vama? Cel care la Vama, cred, nu? Da, la excluzându-l pe el, dacă l-am scoate din context. Cum s-ar chema scărița aia începând cu carcalete? Scara Magarului Turbat. Poftim? Nu, că așa am crescut. Noi așa am crescut, adică dacă nu, e o scăriță, știi? O scăriță, mai. Da. Și uite cu cine și-a propus, e comedie. E comedie, e tragicomedie, e tragic, e trist. Da. Cum omul acesta, asta, el, dacă nu era în PSD, era nimic. Era zero barat. Și a plecat, da. Deci, dacă nu era în PSD-ul, pentru el a fost și locomotivă, și tractor, și platformă, mai, cum explicați, și trambulină, și tot ce vrei cum tu. Vă explicați dumneavoastră astăzi? El era un cum mica, vă explicați dumneavoastră astăzi el, prezența lui și nu a șefului UPUS, spre exemplu, Liviu Cârlan, da? Cel care este șeful unității primire urgențe de la Suceava, n-a fost în acel prezidiu, în schimb a fost cine? Cum cine? A fost Oarșu, să ne dea fotografiile, că le-am ales și fotografiile și păi tocmai, transmis, ia să dăm să vedem. Transmis în direct. Pentru că șeful UPU nu încătea lângă doctorul Cârlan, dar am înțeles de la cineva care știe mai bine, doctorul Cârlan a fost la Târgu Mureș, cu UPU de la Suceava e după modelul Târgu Mureș. Corect. Deci el a fost și a fundamentat fizic, geometric, geografic, știu eu, spațiul de la UPU exact ca după cel de la Târgu Mureș. Adică și după aceea ideatic, tehnic, știu eu, deontologic, etic, pe chestiunea și el pe care... n-a încăput pentru că decât în fotografia de grup. Deci în fotografia de grup unde apar și chelnerițele, și asistentele și femeile de serviciu. Ia uite ce. Aici nu, pentru că undeva acolo la masă, da, este cine? Aici la masă este, ei își dau premii între ei, diplome, se felicită, păi doctorul spitalului, da, acolo în dreapta mea și în... Dar managerul trebuie să recunoaștem, da, însă... E merit, are merit extraordinar. Omul ăsta, nu știu, a tăcut și a făcut lucrurile cu o discreție și deci cu o demnitate de m-a fascinat. Clar. Tăcut, zâmbind, adânc, serios, durabil, da, fără tam-tam, fără circ, domnul Râmbu. Fără, da? Politică. Fără politică. Fără politică. Nu, dar sunt unii chiar fără politică, dar sunt gălăgioși. Și a făcut ceea ce vrea să facă. Poftim. Iată. Deci, în ce calitate această caricatură politică cu cravată roșie, în ce calitate ea... Și băgată în mânică. Care acum este independent. Cravata e băgată în mânică. Da, cravata e băgată în mânică. Acum e mare reprezentant al ALDE. După ce PSD-ul a fost pentru el, mamă, tată, bunica, amantă, nepoată, nevastă, tot ce-a vrut el, trambulină, tractor, remorcă, tren, ce-a vrut el, pe fără PSD, el era zero tăiat în 700. Cum este posibil ca omul ăsta... Ce povestește el lor afară? Am pe bune. Știți că eu am muncit, mă șucuz de eu, director aici, știți că am luat pe bune concurs, am muncit. Da, iată aici, de asta eu am și dat titlul ăsta aici tu acolo. Face ce face și se ține acolo, deci, Sky numai de Arafat, nu ca treaba aia cu izmenele. Dom'le, da, eu nu înțeleg, da, bun, eu nu înțeleg de ce l-au acceptat. Adică, uite, un om onorabil, un doctor apreciat și el de modestie, aproape, știu, câteodată mă și revoltam că e atât de discret și de tăcut și în comportamentul civil, social, și în profesie, și la noi la televiziune sau unde au avut emisiuni. Adică, de o discreție aproape, știu eu, nedreaptă față de el însuși. Chiar. Da, ne ferească față de el însuși. Băi, nu totuși, ești medic. Da, totuși, Cum? În ultima fotografie erau oameni care, cum să spun, și-au dat, au meritat să fie acolo. Pentru că vorbim, nu știu, vorbim de Consiliul Județean, vorbim de primărie, vorbim de economistul Râmbu, vorbim de Raed Arafat, vorbim de, nu știu, de Tiberius Brădățan, directorul medical, vorbim de Liviu Cârlan. Ei erau acolo, trebuiau să fie acolo. Urgență, atâți ani de zile, e breasla lui, profesia lui, e breasla lor, e camaraderia lor. Dar ei trebuiau să fie acolo. Da. Dar ce căuta? Iar Cătălin Nichifor bolnav sau nu în cârjă sau nu, trebuia să fie acolo, asta trebuia sau nu trebuia, oricum era legitimă prezența lui acolo sau în locuitorul lui acolo, da? Dar ăsta, caricatura asta, ce să caute el acolo? În ce calitate reprezintă el județul Suceava, acest Boliac?
în calitate decât de candidat, de primar, de omul președintelui Băișanu și în calitate decât de știu eu ce am de făcut la Rădăuți. Da. Dacă, cum adică, domnul... Eu l-am întrebat atunci la conferința de presă, bine, v-ați dat demisia, sunteți așa furios, sunteți hotărât, am văzut în el, vom schimba Rădăuțiu, el cu carcalete, adică vor schimba probabil, nu știu ce să schimbe, culoarea de la o bordură, ce o să schimbe în Rădăuț. Deja erau primari, deci carcalete deja era viceprimar, el era primar, Rădăuțiu era la degetul lor mic, ei schimbau totul. Întrebare. Din toate funcțiile din PSD mi-am dat demisia. Mă, băiete, chiar acum tu ești așa vizionat, dar din funcțiile de care ți-au adus ție bănuți, autoritate, mai aduce autoritate în poziția asta, dacă nu măcar la nevastă, dacă nu la altcineva, nu? La muiere. Mai aduce autoritate dacă nu te pune muierea sub pași, să arate ție cum e cu autoritatea. Cu autoritatea în familie. Așa. Și tu spui că nu, concursul nu mă dau de aici jos de pe fotoliu că de grecă, că am câștigat prin merit. Care merităm? Meritul de a fi fost în PSD, meritul că cineva în calitate decât de doamna mea, doamna lui, doamna dumnealui, era și este în continuare consilierul de taină al președintelui Nichifor, deci e un merit, cum să nu fie un merit? Aici cred că e slăbiciunea fatală a lui Cătălin Nichifor, nu trebuia să-l primească acolo. El primindu-l acolo în acest context, putea să-l trimit într-o delegație, putea să-i spună, ai plecat din PSD, ești director, poate să fii frumos, poate ai treabă și eu te rețin. Nu vii în poză, nici măcar în poza de grup. Te rog să-i lași în pace, ai trădat partidul pe ultima 100 de metri, te-ai eleat cu Băișanu și cu Carcalete, ia două oară, sunteți niște loseri permanenți, cel puțin Carcalete este un loser etern, eternul candidat, eterna rezervă. Deci Carcalete, din punctul meu de vedere, nu are carismă politică, nici măcar cât ochii ruginit, uitat în la trină. Să fie foarte clar, el ca individ, care el altă carismă de pedagog, de dascăl, de ce o fi, treaba lui, nu-ți trebuie carismă, aici trebuie să fie foarte bine pregătit. Dar din punct de vedere politic, Carcalete nu poate să tragă politic după el, nici măcar o cotiugă ruginită. Nu un oraș sau nu un autobuz electoral sau nu o platformă electorală sau un partid în campania electorală. Să nu uitați un lucru foarte clar. Clarisim. Anul de grație 2012, doi candidați pe atunci își doreau reprezentantul SL-ul, fotolii de primar al Sucevei și al Rădăuțului. Da. Era vorba la Suceava de Alexandru Băișanu și era vorba la Rădăuți de Petru Carcalete. Când era SL-ul pe valul cel mai mare al tuturor... Atunci, dacă era oricine în locul lor, ar fi câștigat primăria. Au reușit atunci performanța să piardă amândoi, să piardă și unul și celălalt. Da. Nu acolo puteau decât Lărean, numai ei puteau să fie loserii care să-și doresc. Și numai ei puteau să se adune într-o nouă competiție a loserilor, a înfrânților la modul acesta. Entuziasmul ăla sălbatic, visceral, politic din 2012 al USL-ului. Nu se mai întâmplă, poate peste 25 de ani. Băișanu și-a dorit foarte tare și era convins că va putea să facă în așa fel, să facă cărțile în așa fel încât să fie și candidatul PSD-ului, numai că nu i-a ieșit. În momentul în care nu i-a ieșit și a ieșit Tiberius Brădățan candidat al PSD-ului, în momentul ăla, dar uitați-vă un pic, știi de ce în momentul ăla Băișanu a picat. De ce nu i-a ieșit? Eu nu sunt admiratorul Stan, pentru că Ion Stan, nu știu dacă și Donțu, dar cred că și Donțu, dar din rațiuni personale, Băișanu l-a umilit în 200 de mii de situații, în 199 de mii. Cred în sine, nu a acceptat așa ceva. Zona Fălticenului, care are un ascendent foarte puternic în organizație, că acum lupul alfa era rănit, lupul alfa era bolnav, lupul alfa era în convalescență. Deci organizația Fălticenului s-a opus în acest context pentru că lupul alfa suferea și suferă în continuare din cauza pantofilor de la Poiana Stampei. Aia nu se uită ușor. Deci pantofii aia dați lucru, dar nu se uită ușor. Știți ce îl scapă? Compasiunea română, nu lasă că e bolnav. Pe de o parte, asta va fi folosită compasiunea în campanie, Doamne ferește. Da. Spun, dar știți ce îl scapă pe domnia sa? O eventuală condamnare a lui Dragnea. Care poate care poate să-l revigoreze la nivel local, că la nivel general e un nimeni și Cătălin. E o întrebare ca să ne dăm seama cum se fac cărțile în PSD. Credeți că deputatul Ion Stan va face
parte din propunerile pentru consilieri județeni ai PSD-ului? Eu o să discutăm, intrăm în publicitate. Ca și întrebare. O să discutăm, da. Răspunsul după. O așteptăm și la telespectatori sugestii și întrebări în acest context. Părerea mea este că în momentul de față Ion Stan se răfuiește cu mulți lideri tineri din PSD și din garda a doua și din garda a treia și din garda a patra. Nu cred că va reuși, dar meritul lui este că Băieșanu n-a candidat pentru PSD, este al lui. Al lui, în primul rând, și a celor care au fost lângă el, indiferent de unde au fost, în al doilea rând. Pentru că au amenințat cu ruperea PSD-ului la Suceava. După publicitate, revenim cu această introspecție, cu această întrebare. Va fi Ion Stan oare atât de puternic încât să strice jocurile PSD-ului în Consiliul Județean la alegerile din mai? Poftim? To be or not, not to be. La alegerile din iunie, evident, nu din mai, dar în campania electorală vom vedea dacă se va pune pe listă sau nu. Dacă nu ești pe listă, nu ești nicăieri.